Bună ziua, dragi prieteni! Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, Romanian Television of New York și ziarul New York Magazine vă vor prezenta în următoarele două săptămâni aspecte de la ultimul turneu de Grand Slam al anului 2019, US Open. Sigur că vor fi prezenți la marele turneu cei mai buni jucători din lume, atât la fete cât și la băieți. Sigur, cu campioana noastră proaspătă, campioană la Wimbledon, Simona Halep, cu numărul 1 mondial, Naomi Osaka, sau cu Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer la băieți. Turneul a început, de fapt, în urmă cu o săptămână, cu turneul de calificări, unde România a avut 7 prezențe. Din nefericire, numai Ana Bogdan a reușit să pătrundă pe tabloul principal și asta poate și din cauza că românii din New York nu au venit să sprijine reprezentantele noastre așa cum ar fi fost normal. Totuși, suntem bucuroși că alături de Simona Halep, de campioana noastră, vom avea pe tabloul principal pe Sorana Cârstea, Monica Niculescu și Mihaela Buzărnescu, la care, cum spuneam înainte, se adaugă Ana Bogdan, deci 5 reprezentante la fete pe tabloul principal, plus Raluca Olaru la dublu fete, Marius Copil la simplu băieți și, desigur, Horia Tăcău, campion în urmă cu 2 ani, la dublu băieți. Sperăm să veniți în număr cât mai mare să sprijiniți sportivii noștri. A transmis pentru Romanian Television of New York de la Billie Jean King Tennis Center, Grigore Culian.